Bun găsit, dragii mei, la Astroplay. Sunt gazda dumneavoastră, Mariana Cojocaru, și vin cu previziunile pentru săptămâna viitoare, în așa fel încât să puteți să aveți repere, coordonate noi de destin. Să știți pe ce construiți și pe ce vă bazați. Mă și țin egală măsură că sunt astrolog cu Mariana Cojocaru, și numerolog, și psiholog, și expert în comunicare, și vă pot ajuta în înțelegerea mecanismelor de destin previzional. Urmează o săptămână de foc și spadă, și la propriu și la figurat. De ce? Avem un aspect care arde, care anticipează fiorii existențiali, sau unora le poate da fiori tinerilor și neliniștiților, fiori în amor. Doar ce credeți? Fac horoscop de bine și mai ales pozitiv și constructiv. Deci, vom avea parte de schimbări majore astrale, ca o predare de ștafetă. Lilith părăsește Fecioara. Asta e o veste extraordinară pentru Fecioare, ca să știți. Dar intră în balanță. Haideți să vedem cum influențează horoscopul săptămânii ceva de substanță, nu oricum. Pentru că altă dată vă spuneam și de plusurile lui Lilith și de minusurile lui Lilith, pe care le vom lua în calcul, în așa fel încât să ne putem feri de scaieții de destin. Berbec. Săptămână în care căutați sprijin astral sau alții chiar astrologic. Sau pentru muritori va trebui să vă cumpărați centuri de siguranță karmică, pentru că Lilith va intra în cea de-a șaptea casă a horoscopului general, acolo unde sunt, pe de-o parte, business-ul, pe de-altă parte, dragostea, pe de-o parte, cariera, pe de-altă parte, parteneriatele, alianțele, asocierile. Deci, va fi cu semnificație și cu încercări pe măsură, deloc ușoare. Ea are un scop, iar acel scop trebuie să reprezinte o punte, o bornă de destin și chiar pentru unii o barieră de destin. Taur. Forța centrifugă a lui Lilith la trecerea din săptămâna ce va urma dintr-o zodie în alta vă poate arunca de pe roată, de pe roata de destin. Știți cum era odată cursa cu biciclete pe roata vieții de la circ? Atenție maximă, da? Spuneam de forță centrifugă. Logic, ca și cum mai o curbă foarte mare și cu grad de risc pe măsură. Atenție mare la însoțitorii sociali, acolo unde este cariera și câștigurile, bani. Să nu ziceți pe urmă că nu v-am spus și nu v-am atenționat. Deci, în momentul în care vorbim de anumite riscuri pe care le anticipează Lilith, riscurile respective, sigur că pot fi gândite, temperate și chiar rezolvate. Gemeni, temuta Lilith e ispită cu ochii alunecoși. Oare de ce? Îmi răspundeți, domniile voastre, cum vede ea viața și mai ales cum vede ea portofelul, contul și ce mai are fiecare pe acolo. În rest, fiți cu ochii pe copii ca pe butelii. Provocările acestea sunt de ordin sentimental,
amoros. Știți că unora le place să greșească cât mai des, pentru că ei au impresia că universul nu-i vede și dacă îi vede, aici oricum își permit să facă ce vrea. Lilith este cea care te împinge, da? Sau cum zicem noi tradițional în popor, parcă l-a împins cineva la rău. Aici mă refer la relațiile de iubire, la relațiile sentimentale, la alegerile făcute în trecut, într-un fel anume, și care acum au un soi de deadline. Problema nu este că se conturează un astfel de aspect, ci că aspectul poate să producă anumite răni și anumite suferințe, în așa fel încât lucrurile să scape de sub control, dintr-un punct anume de vedere. Da? Pentru că Lilith este planeta ispită. Ispitele apar în viața noastră cu un scop. Dar, la fel, cărțile sfinte ne spune că nu trebuie să dăm curs ispitelor, ci trebuie să știm cum să le rezolvăm, să le ocolim, să le înfrânăm. Sau, și mai ales spune că aceeași Lilith de tip ispită dă un bonus, dă un plus pe ceva. Iar unii preferă variantele simpliste de viață, acolo unde au impresia că trăind viața la maxim, n-au decât o singură viață și nimic nu li se întâmplă niciodată, nimic mai fals. Rac. Ile Caragiale spune într-o scrisoare pierdută sau nu înțelegeți de substanța dintr-o scrisoare pierdută, o bătălie pierdută din start. Spune așa într-o scrisoare pierdută. Nei cu șorule, pui cu sorule, nei cu sorule, pui cu sorule, spunea. Lilith o întoarce cu politica. Da? Pentru că schimbă totul pe chestiuni ce țin de alcool, de delicatețuri sau, de ce nu, pe supărare, pe trădare. Asta anticipează Lilith. Asta nu înțeleg cei mai mulți dintre oameni. Pentru că pe cât este de ofertantă, da, de la imagine până la ce vreți, da, pentru unii, eu care am înțeles de mult cum este mecanismul, nu mai văd lucrurile chiar așa, dar cert este că acolo unde este răsfățul de alcov, în spate anunță o trădare, la alții o supărare, la alții Dumnezeu mai știe ce, pentru că, știți cum e, v-am mai spus, nu pot particulariza, fiecare are altceva înscris. Dar, spune, important este să știm și noi, pentru că ne-a rămas de la Ile Caragiale suficient de multă informație ca să vedem partea asta plină a paharului și să ne păstrăm simțul umorului. Nu întâmplător spuneam de scrisoarea pierdută, pentru că acolo sunt niște chei și acolo este triunghiul amoros și acolo Lilith este în toată splendoarea ei, ce mai. Da? Pentru unii se anunță defecțiuni sau anumite probleme domestice. Încep cu riscul de blocaje de comunicare. Ceva secrete care pot ieși la lumină în perioada care vine, secrete care țin de rubedenii, rude de gradul 1, rude de gradul 2, frați, surori, și atenție maximă dacă este să plecați la drum. Spune de anumite riscuri ce țin de accidente sau de pierderi rătăciri. Fecioara, scăpați de malefica Lilith,
pentru că își mută tot alaiul și tot bagajul și toate informațiile într-o altă constelație, la balanță. Aș spune că toată greutatea karmică maximă se duce în balanță, unde lucrurile vor sta cu totul altfel. Acum, depinde de voi cum scăpați. Dacă nu ați înțeles și dacă ați ignorat mesajul lui Lilith, lucrurile pot să se agraveze. Dacă ați înțeles, ați eliminat niște poveri karmice cu implicare pe sănătate foarte importante. Ca și cum să spune că dacă a fost ceva, ați putut să rupeți răul de la rădăcină. La alții, dacă nu au rezolvat, problemele se pot agrava. În sensul în care mai prinde un alt sector existențial la cel de la avut înainte. Dacă ați înțeles, exact pentru că am analizat așa temeinic în lunile acestea, atunci vă felicit. Pentru că eu tot am spus și cei care au luat măsuri au reușit să depășească un hop de destin esențial și important. Balanța. Vă spuneam chiar de săptămâna trecută că se mărește valul. Da, săptămâna aceasta chiar, cu intrarea lui Lilith în balanță, Girofar aprinde pe destin la cei mai mulți dintre voi. În sensul în care acest girofar pe astrograma generală se vrea un soi de anticipare. Aveți nevoie de un antemergător, de un ceva care să vă ghidoneze și să vă contureze destinul în sensul în care să fiți scoși pe o autostradă de destin mult mai rapidă și mult mai sigură. Alții nu reușesc să iasă dintr-un cer de ăsta sens giratoriu și parcă să învârt în jurul cozii, neînțelegând care este mesajul universului și al astrelor. Dar Lilith are o semnificație aparte și are o încărcătură pe măsură. Scorpion. Marte este în zodia opusă, deci agitație maximă în paradis. Aspectele lui Lilith anunță anumite afecțiuni mognite, dușmani văzuți și nevăzuți. Atenție, chiar răfuieli pentru unii care i-au afectat pe cei din jur, presiunea va fi foarte mare. Pentru cei care gândesc că sunt construiți să facă rău, pentru că v-am spus altă dată bancul cu scorpionul, atunci o să vă zic că cei nevăzuți au un efect karmic, de bumerang, pe care îl vor simți din plin. Poate nu chiar în săptămâna viitoare, pentru că aici e punctul de start, de pornire, ci în perioada următoare. Da? Pe zona carierei, a locului de muncă, acolo unde se spune că Lilith se poate juca cu intuiția unora dintre voi. Poate să susțină intuiția spiritelor superioare salvatoare, pentru că unii pot avea un plus pe destin dacă au făcut bine în viața lor, dacă au știut cum să-i ajute pe cei din jur, inclusiv pe necuvântătoare, în sensul cel mai bun și mai profund. Nu mă refer de necuvântătoarele din preajma lor de acasă, ci peste, mai mult. Da? Săgetător. Jupiter este în constelația Gemenilor și vă împarte în două. Unii la bal, cum se spune,
alții la spital. Iar acum, de săptămâna viitoare, cu Lilith, atenție că cine râde la urmă va râde mai bine. Altădată v-am spus legenda centaurului sau a centaurilor, mai bine spus, în sensul că fiecare săgetător are în spate un centaur guvernator. Legendii centaurilor, de la Nexus, Chiron, până la călcâiul lui Ahile, ce, cum este lupta dintre centauri. Da, călcâiul descoperit al lui Ahile și vulnerabilitatea, sensibilitatea pe care voi impune Lilith în săptămâna care urmează. Vreau să fac mențiune la săgetător, previziunile sunt generale și trebuie raportate la astrograma fiecărui individ în partea fiecărui săgetător. Nu de altfel că unii poate să gândesc, dar de ce trebuie să l-am eu la vedere? Nu, să raportează, pentru că dacă ai ascendentul în Taur, da, sau în Leu, lucrurile se pot contura altfel. Capricorn, un plus de susținere de la cei cu parteneri profesionali, sociali sau cu parteneriate aprobate în planul astral. Vorbim de parteneriate profesionale de loc de muncă, parteneriate sentimentale, zona dragostei. Beneficii pot să apară numai la capricornii care sunt considerați spirite superioare benefice. Da. Adică, ca să mă înțeleagă fiecare, care nu fac rău, nu gândesc de rău, chiar dacă sunt mai melancolici. La vărsător, săptămâna viitoare activează cea de-a noua casă a horoscopului lor general, Lilith, cea cu fiori sau cu nuri pentru unii, vă pune în gardă să fiți atenți la tot soiul de încercări și de ispite. Unii vor da curs, alții vor spune pas. Unii se gândesc la câștiguri, la bani, ca fiind ceva concret, rapid, alții se gândesc la trepte spre cer. Susținere maximă vor avea spiritele superioare cu trăiri pe măsură, superioare, celești, nu muritoare. Atenție maximă la riscul crescut de accidente, dar și la cursele, capcanele care pot fi întinse de cineva, da? Inclusiv pe zona de străinătate, vacanțe, sunt aspectele, da, asta ca să nu ziceți că nu v-am spus. Pești. Astrograma generală a săptămânii care va să vie nu mă ajută practic să vă spun totul, mi-ar plăcea să vă pun la adăpost chiar cu totul, cu totul. Dar pot să vă spun așa că pe casa a șaptea este un val și e considerat valul lui Lilith. Dar pot să vă spun sigur că cei corecți, cinstiți, fără probleme de moralitate sau de conștiință, vestali, da? Și vestalele vor primi semne și vor fi ocrotite, ocrotiți, în sensul de susținere, suport, mantie din univers, mantie de stele. Ceilalți parcă au rătăcit busola de destin, anticipez, da, pot rătăci busola de destin. De ce? Pentru că pentru mine timpul s-a comprimat de ceva ani cu acești și unele evenimente parcă se întâmplă un pic mai repede. Și am tendința să spun la prezent, deși practic structura se mută pe săptămâna viitoare. Dar e bine de ținut cont și la cei la care se întâmplă lucrurile un pic mai repede. Prin urmare,
rămânem în zona previziunilor generale. Și atunci e bine să știți că trebuie să recuperați această busolă sau să o reparați sau pur și simplu să vă explice cineva de specialitate, da, cum funcționează. În final, o să-mi iau rămas bun de la voi, vă spun la revedere, cu cele bune să se adune, cele rele să se spele.